Și am spus că no sexy tonight. Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Bună YouTube, bine ați venit la un nou episod din Cine e Janghină, emisiune în care citesc poveștile trimise de voi și decid dacă voi sau persoane implicate sunt cu adevărat Janghinile. Alături de mine este din nou Nefertiti. Bună toată lumea, eu sunt Nefertiti, sunt o drag queen de 20 de ani din București și fac drag de un an și 6 luni și dacă vreți să mă urmăriți sau să mă cunoașteți mai bine puteți să-mi dați follow pe Instagram. Și de asemenea să mă bucuriți pentru eventuri, pentru party-uri private, pentru ce vreți voi, îmi dați un mesaj și vorbim. Detalii în descriere. Am vorbit de tema de situationship și în videoul trecut, dar nu ne-a ajuns un video, așa că mai avem un video în care vorbim despre situationships destul de toxice, niște dinamici foarte nepotrivite pe un cuplu. O persoană are mai multă putere, cealaltă mai puțină, se întâmplă niște chestii, mai un verișor, mai un alt, dar niște povești cineva pe care nu... fuge, cineva merge cu trenul. De fapt iubit, nu vreți cineva să le știți. Cineva intră în cazare, care nu-i cazarea lui. Nici nu mai, nu vreți să vă dăm detalii, că acum urmează să le citim, dar veți vedea în curând poveștile. Vizionare plăcută, guys, și nu uitați... Dați subscribe pe Twitch și pe Instagram și pe YouTube și pe... Ah, mersi, nu trebuia să zici, nu pot să cred, oh my god, you're so nice, mersi mult, mersi mult. Sunt obligat să fac asta. Financiar și contactual. Mulțumesc. Pe patul meu și pe muzica mea. Bună ziua, stimate judecătoare Rux, Chat, Mună, Vălin, domnul Vlad și posibil invitat special. I'm here. Și chiar citesc. Da. Actually. Mă aflu astăzi aici pentru a vă împărți singură și sper... Singura, ca ultima experiență de genul și anume oribila experiență de a avea un situationship. I get you. Totul a început într-o zi toridă de vară, dădusem examenul maturității și anume examenul de bacalaureat. Examen după care iubitul meu din momentul respectiv hotărâse că este o idee foarte bună să ne despărțim după 3 ani de relație într-un mesaj pe Instagram în care să-mi spună că el a scris la bac la română. Despre ultima noapte, pentru că el simțea că Ștefan Gheorghidiu și idealul femeii pentru el s-a schimbat, iar eu nu mai există în perspectiva lui. Funny, nu? Ce? That man took one of the worst, nu știu, opere din literatura română. He said, și a zis, I'm gonna be like this man. Am plâns, am urlat, mi-am exasperat toți prietenii pe care îi aveam, povestindu-le ce mare tragedie am pățit eu, până când prietena mea, Alexia, sătulă de urletele și bocetele mele, mi-a făcut un cont de Bumble, astfel intrând pentru prima oară pe piața neagră a aplicațiilor de dating. Damn. 2-3 swipe-uri și boom, ca prin minune apare în aparență băiatul ideal, Gigel, un punker foarte hot, cu poze super dubioase și descriere de f***boy. Perfect, nu-i așa? Doar ce se poate întâmpla, nu? Multe! Dar mulți au fost descriși în stilul ăsta de edgy guys, DNB, punk, vanși murdari. Pentru că poate era 2019, prin 2019 erau foarte mulți de genul ăsta. Adevărat. Pinterest-ul era full de ei. Rupea. Cum ați ghicit, atracția mea pentru el a fost instantă. Era tipul de băiat ideal care urmea să-mi frângă inima și să mă facă să uit de postul meu. Am vorbit foarte mult timp. Foarte mult timp, de o lună jumate. De o lună jumate în care eu chiar simțeam că mă îndrăgostesc și că voi putea fi fericită într-o nouă relație. Dintr-una în alta și tot așa, vorbind cu el și împărtășindu-mi viața, am ajuns să-i povestesc că voi fi voluntar la ceva festival și că am o invitație gratuită pentru cineva. Asta e trebuit. Aoleu. Cum domnul Gigian nu prea avea bani, normal, din descriere, a decis singur că este o idee foarte bună să vină el pe invitația mea. Eram foarte încântată că în sfârșit îl voi cunoaște și voi descoperi ce o minunat este. Atunci îl cunoști la festival? Mare greșeală. Pe gratis, pe banii tăi și pe muzica ta? Mare greșeală din partea mea să mă gândesc la asta. Nu a fost deloc ce mă așteptam. Ajuns la cazarea mea din orașul în care se desfășura festivalul. Ok, era la Cluj, la Electric. Sau la Neversi, la Constanța, gare. Primesc mesaje la Gigel. Știi că ajung la 11 noaptea, că am pierdut primul tren. A, da, și să-mi spui unde e cazarea, că vreau să mă cultire. Tu nu ai cazare, mă, nesimțitule. N-ai caz. Îmi zici că îți dau bile gratis, ok. Da. Să-ți dau și caz.
Băi, dormi pe plajă, dormi în munți, dormi pe câmp. I don't care. Aoleu, am simțit că ceva este dubios pentru că noi nu vorbisem de faptul că vom împărți cazarea, mai exact că vom sta amândoi la cazarea mea pe care o plătisem în avans doar pentru mine. Văd eu de treburile mele cu festivalul, ajunge și Gigel la 11 noaptea că ultima trupă mai avea de cântat două piese și cum intră pe poarta festivalului primul red flag, evident, pur o alpă din colțul voluntarilor și îmi spune să tac. Ok, ciudat, nu zic nimic, cine știe, poate e sete. Ajungem în camera de hotel, totul bine și frumos, eu îi dau cadoul de care vorbisem prin mesaje. Eram născut la diferență de 3 zile, iar ziua mea se întâmpla să fie fix în perioada festivalului la care făceam voluntariat, așa că stabilisem să ne luăm reciproc cadouri. Nu, ei dat deja biletul. Ce cadou să iei? Ei dat deja biletul și cazarea. Gata, lasă-l, dracu, lasă-l. O, ce cadou șmec, eu nu pot să cred. Unde ai găsit CD-ul cu trupa X? Doamne, cât de bine mă cunoști, ce scumpă ești. L-am găsit pe un site din UK și am plătit și taxele vamale, dar mă bucur că-ți place. Super! Să știi că eu nu ți-am luat nimic, dar la mulți ani, să crești mare. Am fost foarte dezamăgită, mai ales că discutasem înainte că ne luăm cadouri, dar am trecut peste spunându-mi că poate chiar nu a avut cum să-mi ia. Efectiv, mă simt fraierită, uitându-mă în spate. Yeah, baby, or. Niciodată nu v-a simțit obligați dacă cineva doar ta, n-am cazare, n-am că merg la tine, nu, n-am stabilit, nu ai nicio obligație financiară, nicio obligație din niciun sens față oamenii ăștia, bă, îi cunoști, nu vă lăsați manipulați. Doamne, un abonament și cadou. No, this is insane. No. Domnul Vlad, ce scuze, stand autoare. Stand up. Scuze, autoare, e janghine pentru că povestea asta e pentru toxic. E pentru show-ul toxic al lui domnul Vlad. Puteți să trimiteți povești la eshtoxic@gmail.com și eu le selectez pentru show-ul dânsului. Mulțumesc. Zilele au trecut, dulcea dragoste s-a înfiripat și festivalul s-a terminat. Adică l-ai plăcut în continuare după ce nu ți-a dat cadou, după ce ai venit pe camera ta pe gratis. Era timpul să plecăm fiecare în drumul lui, dar nu înainte ca domnul Gigel să-mi spună că a fost o aventură frumoasă și că mulțumește pentru tot. Dar nu mă place și nu vrea relație și nici să vorbim. Că el nu este genul meu de prieten, că e vina lui, nu a mea și ale vrăjiri de genul. Alte vrăjiri. Normal că după ce s-a terminat cazarea, pot să zic că înainte nu putea. Dă banii pe abonament, dă banii pe cazare, dă banii pe CD și taxele vamale. El a plecat fără să-mi plătească cazarea, prin să-mi dea cadou și lăsă după cu o datorie de 50 de lei, pentru că eu îi plătisem o bastă. Nu. Atunci când își uitase portofelul la cazare într-una dintre zile și așa a dispărut în apusul roșiatic ca un actor din filmele western, după ce s-a distrat în patul meu și pe muzica. Literalmente în patul tău și pe muzica, dacă tu erai de la festival și tu i-ai dat invitația, dar literalmente decât atât. Tinder Swindler. Da, efectiv. Stimate judecătoare Rux, cine ești jartieră? Gigel, că m-a făcut să cred că mă place și că vrea ceva serios cu mine, că nu mi-a dat niciun cadou și a stat practic pe banii mei. Eu, autoarea, că nu știu să scriu o poveste suficient de bună și mă las prea ușor influențată de sentimente. Sau prietena mea... i-am uitat de Alex. Da, și eu nu eram... Cine? Că mi-a făcut bubble. Eu credeam că zice de postăsul. Postă tu, ăla cu Leoaica tânără iubire. Da, și ăla e George Gheorghidiu. Da, Jeanchinus Rău. Jeanchina. Alexia, she was trying to do something. Nu, no, te-a ajutat. Da. E vina ta că te-ai lăsat. Yeah. Nu, e vina ta. Nu este vina autoare, dar nici vina lui Alexia. Da, Alexia nu e Jeanchina. Avea speranțe amândouă. Gigel, mama. Rău. A profitat de tine din toate punctele de vedere. Faza e că gen, nici nu ai pe cine să pui vina în afară de el. Da, autoare. Mi-e milă de ea. Efectiv, this is so... It's bad, Gigel e rău. Nu se vină. Nu, tu mersi. Și au zis că eram în liceu, nu? A venit pe biletul de tren care era gratis pentru liceu. Da, n-a cheltuit un ban. O masă mâncă gratis, o apă mai pură ceva de la festival și nu se avea treabă. Și n-a trebuit să stea cu ea că ea era voluntar, deci a scăpat de interacțiunea cu ea. Doar se culca în același pat. Oribil, scârbos om. Dar nu, mai apasă o dată pe buton că nu mi-ajunge. Janghina supremă zice, se acorde punctele, nu, că m-a luat o scârbă. Așa, happy 6 months, povestea numărul 6, apreciez că ați spus-o aici. Măi, se uită pe telefon când citesc eu. Măi, tupeul.
Bună, Rux, Velin, Muna, deosebit invitat, ceea ce posibil YouTube, poftă bună, regi și regine, vă iubesc și vă respect pe toți în mod egal. În mod egal? Oh. E emisiunea mea, merit cel puțin 1% în plus. I own 51% of the company. Tot ce pot să spun este că ador tot ce ține de această emisiune, te rog să nu te oprești niciodată din a o realiza, pentru că tot ce faceți, toți faceți o treabă superbă și nici jangina mă face să trec mai ușor prin ororile facultății de drept. Oh. Îți mulțumim și te apreciăm și doar pentru că tu m-ai rugat, I will never stop. Bine v-am regăsit! Cum am văzut că tema este failed dating, am știut că este pentru mine. Pentru cine se întreabă de ce spun regăsit, eu sunt clienta căreia au fost făcute unghiile cu tataie decedat în casă. Ador povestea, e una din poveștile mele preferate, nu știu dacă ai apucat să o asculti, este superbă. Și în ziua programării cu 3 ore înainte mi-a trimis un mesaj întrebându-mă dacă pot veni fix în acel moment la ea, pentru că avem un deces în familie și trebuie urgent să plece. Povestea de azi are loc, ghiciți ce, tot în perioada aceea, februarie-iunie 2019, drăguța, nu mai ține aminte. Dar e funny că ai zis asta tot în perioada aia. Ah, ok. Așadar, tot 15 ani aveam, tot o aerea ne eram. Te-ai dus la 15 ani să-ți pui unghii? Ai, de cameră. Pe atunci, tocmai ce primul meu iubit cu care eram și în același liceu, îl numim Shrek, a încheiat relația noastră de 4 luni. It's so dramatic când ești adolescent, că 4 luni seems like a lot of time. Because I didn't want to do the dulce dragoste cu el și mă considera imatură. E ok dacă se întreabă cineva, nu ne-am mai împăcat niciodată. La 15 ani, da, it's ok să nu faci dulcea dragoste, stai tu liniștită. To make things worse, he was also a virgin and basically he was making fun of another virgin. Eu sufeream și plângeam cu orele fiecare zi after he dumped me în brațele multor iubiților mei părinți. Dragi, fii ce suporte. Menționez acest lucru deoarece am crescut într-o familie de tip nu mai plânge, astfel îți dau un motiv să plângi. Oh, I hate those families. Dar când a avut loc marea mea tragedie amoroasă... Single mom, who works two jobs. Avea și liceu, avea și plâns. Nu pot, mai încolo trebuie să plâng în brațele ai mei. M-a părăsit Shrek. Dar poate după vin la joacă. Dar când a avut loc marea mea tragedie amoroasă, că am primit din partea lor suport emoțional de care aveam nevoie. Într-una dintre discuțiile noastre motivaționale, tata mi-a sugerat să încep să ies cu prietenii mai des sau de ce nu, să cunosc oameni noi. Basically, să-mi țin mintea ocupată cu liceul și alte persoane, să-l uit pe nenorocitul și înflăcăratul de Shrek. Zici și făcut, am reușit treptat să-mi fac un grup nou de prieteni, tot din liceu, pisică fericită, pisică tristă. Viața devenea din ce în ce mai ușoară. De ce Google Docs are Android de mult? Și devenea din ce în ce mai ușoară, fără acea creatură lângă mine. Nu doar că făcusem prieteni noi și mă simțeam extrem de bine alături de ei, ci începusem și pe Instagram să vorbesc cu destul de mulți băieți. De ce sunt în ghilimele? Erau bărbați? Care personajul nostru, că este Jack, clasa 11-a, crackhead, DNB, skater, Van Jegoș. Având în vedere că el este personajul principal, vă puteți da seama că aceste trăsături definitorii nu au reprezentat un impediment pentru mine. Jack era super drăguț cu mine, a venit prima oară când ne-am văzut să mă ia de la liceu și să mă duc acasă. Bare minimum, man. Nu, sincer. Era afectuos și chiar mă simțeam super bine în preajma lui. I know, the bar was on the floor. Știu situația... Not even on the floor. He wasn't doing anything. Știu situația cu fostul meu iubit și chiar îmi oferea sfaturi foarte bune. A, știa situația cu fostul meu iubit și chiar îmi oferea sfaturi bune. Okay. I get it. Băiat de 11 cu fată de clasa 9. Okay. După un timp am început serios să-mi placă de el. Părea că și lui de mine. Și eu început să-mi fac speranțe că se poate lega ceva mai mult între noi. Doamna președinte, permiteți-mi să anexez la dosar dovada 1. Ador când aveți dovezi. I-a dat blog deja, utilizat în Instagram. Dacă și el e parc. Bine, așa se numește. Respectăm denumirile. Da-s mai ghial. Hai să zicem aici. Of course, dovada 1. You're as sweet as your heart. Oh, i-a trimis poze. Oh, no! Man. This is so 2019 teenage dating. He was a skater boy. She said, see you later, boy. Dar apreciază că este blocat deja, ok? Asta dacă mai anexează vreo dovadă. Thank God! Acesta mă tot chema să merg cu el la petrecere de DNB, house party-uri și tot așa, pe motiv că e super dor de mine. Când ne-am distrat împreună și multe alte prostii de adolescență flăcărați. Dovada 3. Eu mereu refuzam și ceream să ieșim ca doi oameni civilizați care nu sunt intoxicated. Facem un house party în cea mai mare vilă din voluntari. Cu piscină interioară și tot. Mamma mia! Nu, mamma mia! Mamma mia? Dacă vinei, mamma, mamma! Nu cunosc pe nimeni în afară de tine. I guess we said something. Cu ei nici nu vorbesc. Atunci, beam cu tine și te foloseam drept pen.
Oh my goodness. Bă. Eu auzi la el. Dar care-i dovada 2, într-adevăr? Unde-i dovada 2? I guess we don't have it. Într-o zi... A, dovada 2 o pune acum. Într-o zi a ajuns chiar să mă cheme la el acasă, în momentul când mi s-a prins primul becureț roșu în creieraș. Dovada 2 la dosar. Moarte, foame și mâncarea încă nu e gata. Ce mai viață pe mine? Prin asta trec și eu. Doar că nu pot să mănânc. Încă. Ouch! Da, e cancer. Deci tot ce vreau acum e lasagna. Și să vii tu la mine, să dormi și să mă cadălesc. Nu, 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 lasagna e un alt cuvânt. A, e. Eu ies chiar acum. Those legs, oh my god. Nu-mi place deloc să citesc cum vreau să mă simt. I'm breaking someone's private conversation, their diary. I'm so cringed right now. Aia cu mama mia, mi se... Mama mia! După ce că știa perfect cât am suferit din cauza idiotului de Shrek, mai îmi făcea și avansuri sexuale, iar eu în mintea mea de adolescentă neexperimentată îmi puneam întrebări și mă gândeam dacă nu cumva problema este la mine. Best is it is not. Absolut niciodată nu este problema la voi. Dacă cineva pune presiune pe voi să faceți sex, sunt cam disperați. N-au răbdare, n-au nimic. Nu faceți, nu e că să se permitați. Mai ales să ia mai mari, stați vă liniștit. Așa. Am continuat să ieșim să vorbim zilnic, which leads us to începutul lui iunie 2019, o zi obișnuită în care stabilisem să ieșim să mâncăm o înghețată în parcul Iore. Așa. Jack nu prea mai răspundea la mesaj, așa că l-am sunat ca să mă asigur că mai ieșim primind de la acesta un răspuns afirmativ. Se face ora la care trebuie să ne vedem și nu mai primesc deloc semne din partea lui. În consecință, am renunțat la plan, am ieșit afară cu prietenii și am stat până mai pe seară. În drum spre casă, intru pe Instagram și văd story postat de Jack cu iubita lui de Happy Six Months. I-am răspuns la aceasta spunându-i scurt și la obiect că este un om super de rahat și că iubita lui, oricine ar fi ea, nu merită să fie tratată așa. În mod evident, nu eram singură față de acest singura fată de față cu acest individ se conversa pe Instagram. De-a lungul timpului am auzit de atât de multe fete care au vorbit cu el fix ceea ce știam și eu în urma experienței neplăcute din 2019. Ca idee, el m-a căutat în continuare următoarele zile, săptămâni, luni. Mesaje din partea acestuia oprinse tot la mijlocul lui 2020, dovada 4, în care în mare parte îmi răspundea la story-uri și se lega non-stop de sânii mei, numindu-mă chiar... Na. I'm not even reading this, man. Such a creep, right? Why do we fall for those men? I wish I could punch my 15-year-old self for talking to him in the first place and for not blocking him straight away after finding out about his girlfriend. Acestea fiind spus un artist, să pun dovada 4. Unde e dovada 4? Mi-ai zis dovada 4 și nu e dovada 4. Domnul Vlad, nu e dovada 4. Stai, păi stau, pune-mi aici imediat. Ce femeie? Da, clar. Acceptă complimentul, pă. Pă! Și faptul că ați dat amândoi like la... First of all, he thought he ate. He didn't. Când a dat like la propriul mesaj. That's insane. Fă-i măta. Acestea fiind scuze, fiind spuse în altă instanță, cine este Janghina? Eu pentru că am continuat să accept avansurile lui Jack și am crezut că o să avem o relație adevărată. Jack pentru că a profitat de naivitatea unei fetițe de clasa 9 și făcea aprecieri foarte ciudate și își bătea joc de iubita lui. Shrek, deoarece s-a despărțit de mine că am refuzat să fac șurubul cu el. Mi-a. Și pentru că probabil dacă aveam relații în continuare nu mă cunoșteam cu Jack sau tati, pentru că m-a sfătuit să ies în lume ca să nu mai plâng non-stop în casă și să îi se încheie și cariera de psiholog neplătit și nelicențiat acă general psiholog. Toți bărbații din asta, în afară de tasul, încerca să facă ceva gen, să socializeze trying. Mai was mult. Was he good at it? Not really. Da. He was trying, rest, yeah. Aia la alții doi, poți apăs? Apas. Bărbații. Dar cine e Jean Ghinea cel mai mare? Oh. Clar, Jack, bărbitul ăsta, da. Le încurc numele Jack, la fel și Shrek, ai 15 ani, be for you. Da. Stai că sunt puțin, dar nu no, prea, no, nu prea, n-a zice că păia, că a văzut-o că plânge, ho-ho-te. Am încercat și să dea un sfat. Yeah, and you were too sweet pentru toată situația asta. Englezul. Întâmplarea are loc anul trecut în sezonul de toamnă-iarnă. Notă alegător, așa începe. Nu tu salut, nu tu, nu nimic. Tu, nu nimic. Bă, bună, Rux, domnul Vlad, Vălin, Muna, Nefertiti, invitata. Era un noiembrie spre decembrie, deci ne apropiem de un an. Pe atunci eram la finele experienței mele cu Bumble. Chiar înainte să mă hotărăsc să-mi dezinstalez aplicația, crezând că am întâlnit acolo tot ce se poate întâlni și trăi. E bine, da, a fost așa. Fac match cu acest băiat
pe numele lui de cod Berbecu. La prima vedere avem foarte multe lucruri în comun. Una dintre cele mai evidente, pasiunea pentru hiking-uri. Cum e evident? Nu știu. Obviously. Evident că era hiking-ul. Nu, era skydiving-ul. Aveam impresia, dar nu. Nu, evident era hiking-ul. Cu asta am pornit și discuția. Conversația a mers ușor și curând ne-am mutat pe Instagram. Acolo, deși aveam câteva răzpleguri care denotau niște tone scăzute la variabila sociabilitate, am zis să-i dă o șansă. Asta e prima greșeală. A little bit. Și am trecut pe WhatsApp. Eww, ați mutat cam mult, ok. Exact. That's old people stuff. WhatsApp-ul? Da, low key. I'm sorry, I love a good WhatsApp. Nu, și eu. Toată lumea vorbesc pe WhatsApp. Deci, that's... Ce are Instagram-ul? Da, nu, adică la un situation și like, da. M-am mutat încă, nu trebuie numărul meu, sorry. Gen, doar câteva ore? That's insane. Yeah. Vorbim zi și noapte despre vrute și nevrute și am avut și primul date. Unde? Când? Ce-ați făcut? I guess they're gonna give us the details. Trebuie să vă mărturisesc că domnul arată impecabil. Avea niște trăsături foarte frumoase și perfecte, ca scos din revistă. Mm. Chiar aveam impresia că vorbesc cu un fotomodel american. American is not a compliment. Sincer. Iar la conversație avea puncte mai multe face-to-face. Ce? Iar la conversație avea puncte mai multe face-to-face. Da, că gen, vorbea bine scris, vorbea mai bine viața reală. He was a bad texter, guys. Mi-a povestit despre pasiunile lui, ce îi plăcea să facă și ce studiase, ce planuri avea pe viitor și câteva dintre aventurile lui pe munte. Sorry, n-ai ce să povestești de aventuri pe munte. Sorry, cu tot respectul pentru oamenii care fac hiking, dar n-ai ce să povestești exciting de pe munte. Dacă aș pune tema la Jeanchina, povești de pe munte, nu mai scrie nimeni nimic. There's nothing worth telling de pe munte. Aventuri de... O dată m-am cântărat ce era sus, ok? După aia am coborât. Mi-a povestit chiar și că el a... făcut foarte mult timp școală în Anglia și s-a întors pentru facultate în România. Big mistake. Huge. Huge. You work on commission. Așa. În continuare merge în Anglia undeva la o dată la două luni pentru că își are părinții acolo. Okay. Pe măsură ce treceau minutele îmi dădeam seama că deși avea doar 23 de ani, avea o gândire profundă și matură. I mean... Stai și... Autoarea cât are? Nu știm. Okay. Probabil erau vârste similare. Totuși, în ciuda acestor puncte bonus, îmi dădea mixed feelings. Domnul era shady, ascundea ceva. Shady like shady sau shady? I think the other kind of shady. Yeah. N-am știut ce și nici nu am putut numi ceva, doar că intuiția mea îmi spunea că nu e nicio chimie între noi și pe lângă asta că eu n-am căcăcios. Nu mă așteptam, dar nu mă așteptam să zică cuvântul ăsta. Mai cuvântul căcăcios în bani. Căcăcios. Shady gen shady boots. Boots the house down. Ok. Mai târziu aveam să aflu că era pe bune. În spatele feței perfecte sculptate din mâinile lui Zeu se află o grămășoară de căcat. Că se fac cuse și muște. Muște pe deasupra. That's horrible. Ok. What could he have done? Ok. Deci, nu-și spăla sandalele de munte. Stai, e de la care nu se spală la cur. Nu cred că n-ar fi zis. Care zice că nu mă spăl că e gay să mă spăl la cur. People say that? Nu, dar am văzut de curând un TikTok și era un tip, a făcut un semn sub fiecare peria de spălat, celul de duș, stăpânul, ca să vadă dacă le-a mică că s-a spălat. Și după aia nu s-a spălat. Da, și zice. Băia zicea, why? Just water! Use water! Măi, spală-te cu săpun. Spală-te, mă, la cur. Am schipat. I didn't use that. I didn't use that either. You didn't use any soap. I used the water. Why you need to use soap. How did you wash your ass? With water. No soap? Am plecat de la Dei spre casă, nu foarte optimistă, cu intenția de a-i da o șansă. Bă, inînțeles. Înțeles, am continuat să vorbim și am ajuns la al doilea date, la film, la cinema. Acolo deja eram mult prea apropiați, ne-am ținut de mâini, amestecându-ne mirosurile de nachos cu sos de brânză și ne-am sărutat. Nimic neobișnuit, nimic ciudat, nimic ieșit din comun. Totuși când am ajuns acasă, instinctul meu și-a mai încercat odată norocul cu mine, poate înțeleg. M-am dus la colega mea de apartament și am început să plâng. Iubita, Miam! Deși nu aveam niciun motiv pe care să-l numesc, ceva simțeam pudred. Dar am continuat să vorbim, dându-i
un nou junc instinctului meu care doar își făcea treaba. Da, dacă corpul tău îți dovrea un semnal de alarmă. Dacă ai o reacție, mai ales o reacție fizică, you're right. Da, of disgust, of something or repulsie, e foarte clar că ceva pute acolo. So, yeah, just depărtează de acest om. Instinctul tău nu avea cum să fie greșit. Și nu că crede în energia instinctului să-mi știe, dar gen, corpul tău îți dă niște semnale de anxietate. Și așa nu-l mai vedeai așa de des, da. Și așa l-ai găsit. Nu cred că l-ai mai văzut vreodată în viața ta. Și așa se ducea în Anglia. Da, dragă de căcăcești. Da, de efectiv. Așa, să gândim. Da. Într-o dimineață m-am trezit obișnuit și am început să vorbim. Ne creasem acest obicei freudian, că atunci când ne aminteam un vis și era interesant, să ne-l povestim și fiecare să vină cu propunerea lui de interpretare. Așa am făcut și în dimineața aceasta, când i-am povestit visul meu din timpul nopții. I love dreams. I love them too. Am carte de vise. I love interpreting my own dreams. Dar știi care-i faza? Dacă vii la mine și îmi spui, oh my God, ce am visat aseară, vreau să-mi pese. Eu cu Afrodite, că I have the most out-of-pocket dreams. Și le zic lui Afro. Și Afro zice, îmi zice, zi. Și apoi la sfârșit, pleacă. It's good. Da, bineînțeles că vreau ca cineva să-mi asculte când. Da, exact. Și după aia era un autobuz. Și oricum nici când capul meu n-are să-ți dar aminte când îl povestesc. Exact, e rău. Da. Așa, hai să ne-a visat. Așa. Se făcea că eram pe canapea cu un bărbat și ne giugeleam. Ne țineam în brațe și ne sărutam. Ne simțeam bine, râdeam până când dintr-o dată fața lui se făcu serioasă, se uite la mine și îmi zice: eu nu pot fi cu tine. După care se îndepărtă și îl văd dintr-o altă secvență la masă cu o altă fată pe care o ținea de mână și se simțeau bine. I-am povestit fără vreun gând sau o asociere și doar i-am mărturisit că acest vis m-a făcut să mă simt confuză și dezorientată. Doar că de data asta el a schimbat subiectul. Fără vreun cuvânt și-a scos mustața de preot pe care și-o asumă în fiecare dimineață. Îi place foarte mult să-și dea cu părerea despre visele mele și doar îmi spuse cum e la facultate. Wait, that's kind of gaggy. De aici de clinul, ne-am văzut seara respectivă la el acasă. M-am dus cu mașina până la el la bloc, m-a ajutat să parchez și când l-am văzut mi-am zis, bă, ce băiat frumos. Era atrasă de el că era gen frumos în accepțiunea societății, dar nu cred că-l voia de fapt. Serios, arată foarte bine și sexy. Mă rog. Plecasem cu gândul că vreau să aflu care e faza cu el și că nu mă grăbesc nicăieri. Am ajuns la el, mi-a arătat cum are prin casă și ne-am așezat pe canapea cu gândul să ne căutăm un film. Eu când ți-am arătat cum am prin casă. Aici, camera, bucătăria mi-a intrat, i-am zis un nefertiti și bucătăria n-am la apartament. Și era, și gen, de un film în care ne place să... Și eram, nu am, dar n-am spălat vasele și nu vreau să intru în bucătăria mea. They were so polite, erau, ok. Da, că da, nu ai, n-aveți aici? Da. Unde am ajuns? Așa. Să căutăm un film. Before real, nu căutați niciun film. Caută pui ceva în fundal cât faci sexică, așa. Nu a durat prea mult că am început să ne sărtăm. My point! Da. Dar doar atât. Oh, ok. Eu l-am refuzat ferm. I-am spus că no sexy that tonight. Să înceapă așa, te rog să înceapă așa video de YouTube, una. No sexy that tonight. I-am explicat că eu îmi doream să prelungesc această etapă de cunoaștere din dorința de o relație. Nu cu ea specific, ci în general îmi doream o relație. Și nu rezonam cu one night stand-urile, cel puțin nu cu el. Stai, când nu e one night stand, că ai mai făcut-o cu el. E friends with benefits. Dacă luăm Dex online. Dacă e Dex online, dar nu luăm. Nu, luăm Doom-ul direct. Doom-ul iau. E friends with benefits. Dar parcă nu s-au văzut până acum. Cam ne-am întâlnit. Da, dar i-a zis, no sexy time tonight. Da, așa. Ok. Stabilisem să ne revedem duminică. Era marți. Oh, that's a whole week. Da. Și să ne vedem cum se simte moodul atunci. Sinceră să fiu, aveam nevoie și de timp ca să mă enervez. Understandable. That's all Rio. Understandable. A acceptat, nu a insistat și a fost de acord să se întâmple lucrurile mai încet. A încetinit ritmul și părea totuși încântat. Am continuat să mai povestim, să ne facem planuri de plecat cu hiking-ul împreună și ba chiar i-am făcut și bird chat. Oh, man! Oh, ok, asta e exciting. Scuze, de la hiking m-ai pierdut rău. Nu, i-a făcut chat în timp ce erau hiking. Da. Am plecat acasă fericită cu gândul la el.
A doua zi a venit și m-a luat de la muncă și ne-am plimbat pe calea Victoriei de mână. Eram fericit. Da, v-am văzut! Energetici. Vorbeam, predeam, povesteam despre cum ne-am simțit aseară până când brusc, fără vreun trigger, și-a schimbat starea. Părea agitat și voia să plece. Trebuia să mai stea vreo 30 de minute și a zis foarte rapid că nu mai are timp și trebuie să fug. A fost pe cineva pe stradă. Așa. Ah, v-am zis că ca pe el. Scuze, nu, sigur a văzut. Ai dreptate, sigur a văzut. Starea aceea nu mi-a zis nimic. De dimineață mi-a dat mesaj și mi-a spus că s-a simțit rău și că mai are momente în care trebuie să ia pauze și să se refacă emoțional și ăla era unul dintre momente. N-am mușcat cașcavalul, dar am zis bine, fie. Am vorbit ziua aia până seara, apoi... Sin. La fel și a doua zi, mi-a scris de câteva ori, nu am mai vrut să-mi răspundă. A zice că la momentul dat s-a răzgândit și n-a mai vrut să ne cunoaștem. Asta doar că mă trezesc sâmbătă dimineața cu următorul mesaj pe WhatsApp. Nata, am fost distant zilele astea dintr-un motiv. Am o prietenă de jur și nu pot să am o relație cu tine. Nu vreau să-ți pierd timpul. Reacția ei! Ratu! Ratu! Atât ne-a arătat! Am vrut câteva minute. Poți să-mi dau sâmbătă pe emoji? Domnule... Dacă nu râzi tu, cine să râzi? Se că dacă o să primească multe mesaje, era pregătit să vorbească mai mult. Spamul ăla! Stai. Am râs câteva minute bune și noi. Trust, și noi. Domnul meu se speriase. A crezut că am aflat de prietena lui și i-am înșinat toată faza. Cu visul! Sau și-o fi dat seama că sunt psycho și mi se viață. Ce-ai drept e că nu se putea ascunde cu minciună. Da. I-am trimis 3 emojiuri de râs pentru că asta a fost pe bune reacția mea și am încheiat orice comunicare. Ipoteza mea. Prietena lui este englezoaică sau cel puțin locuiește permanent în Anglia. Am încercat să o caut, să dau de ea, dar nicio urmă. Nu ești agent FBI. Nu știi să cauți. Bine, sincer. Când vine în România, își permite să caute victime și să stea relaxat pentru că ea nu are cum să afle vreodată. Yeah. Okay. Smart of him. Yeah. Ce a urmat? După ce l-am citit de peste tot de pe rețele de socializare, s-a speriat atât de tare cu o să-l demasc încât și-a stres și contul de Bumble. Oh, s-a dat bloc. Peste 2 luni totuși și-a făcut... Și l-a făcut înapoi și acum e liber în societate. Poate chiar și tu, dragă urmăritor, l-ai cunoscut sau ai avut odată match cu el. Stay safe, lock your pussy. Acum, dragă judecător Rux, cine-i Jeanclina? Eu pentru că mi-am făcut Bumble și nu mi-am ascultat instinctul, simțeam că e ceva putred. Berbecul pentru că are o prietenă și o înșală fără nerușinare doar pentru că ea e departe și nu-și poate deține dicul în pantă. Cât timp nu se văd, Bumble pentru că i-a dat acces liber să aibă cont sau bărcetul lui că îi dă predispoziție spre înșelat. Trebuia să te uiți atent. Mulțumesc pentru ascultare. Ok, feels kind of an easy one, da, dar sincer. Te întreb că e politicos, te întreb că ești invitat aici. Cine? Berbecul înseamnă că e și zodia berbec? Poate. For sure. Berbecul e Jeanghina. Sunt complet de acord, e Jeanghina supremă, n-am ce să... Bărcetul lui, la fel. Clipii. Faptul că s-a născut, la fel. Faptul că stă în Anglia, la fel. Faptul că face facultate în România, la fel. Faptul că îi place hiking-ul. Oh, hiking-ul. Oh, scuze-mă, dar e un carrot. Ia. Ai doar te urci. Faptul că seamănă ca un model american. Yeah, that is e mai degrabă Jeanghina pentru autoare. Like, there is nothing called about an American man. Am trăit în America și am voie să zic, ok? Yeah. Cine mai era? Autoarea. La Jeanghina, you will just try to have some fun. Trebuie să te asculti instinctele mai bine, da. Săraca gagică sa, that's for sure. Autoarea, na, Jeanghina, she was having fun. Da. Deci ai aruncat pe munte, adevărat, muntele e făcut atât de mare ca să-l vezi de la distanță. Eu mergeam foarte mult la munte când eram mic și acum am o ură specială. Că te-a obligat ai tăi să mergi pe munte, de aia. Păi de aia, da. Cum să ai o pasiune? Să te uiți pe pietre. Ok, te urci un pic, înțeleg, te urci. Mergi un pic, e interesant. Dar ce trebuie să mergi până sus și de ce faci o expediție din asta? Da, nu ești prima persoană care e pe muntele ăla. Nu, ce crezi că găsești acolo? Nu găsești nimic. Te găsește ursul, nu găsești. Vede și el un iepure și o vulpe, that's it. Nu vezi ursul? Că dacă e să vezi ursul, te vede el pe tine și... Da. Doamne, să mergi pe munte e cel mai frumos. E frumos, dar nu să faci hiking constant. Yeah. Mă rog, dacă asta e pasiunea ta, nu ești în comunitatea potrivită și te rog să ne părăsești. Mulțumim foarte mult! De
Nu, cred, am zis că mor la aceste povești, nu că știi tu? It was so funny. They were weird. Haha, laugh. Funny. So weird. Yeah. Da, tragem aceste autouri după ce am făcut toată filmarea și gen whatever. Like, we already know that. Ne-am propus să facem asta. Mă bucur că v-ați uitat, doar. Da, mulțumim că ne-ați vizionat. Puteți să urmăriți pe Nefertiti în descrierea de mai jos, aveți toate detaliile trânsei. Mariola am transmis o invitație la petrecerea de ziua ei, pe care o organiza în aceea zi cu petrecerea mea. Au trecut vreo două ori și petrecerea s-a încins. Noi, fetele, făceam turc!